numesc Meriuț Roman, sunt proprietarul pensiunii Villa Sano. Suntem foarte bucuroși că ați venit să ne vizitați. O să facem poate un tur de jur împrejur, să vă arătăm toate facilitățile și toate cabanele pe care noi le avem și serviciile care le oferim. Și vă rugăm să luați și un drink de la noi, de la Cocktail Bar, de la bucătăria noastră. Să facem un hotel eco și să aibă 15 numere, sală de conferință. Deja la primul etaj planificăm în subsol un spa, bucătărie, deci toate facilități. Pe când preconizați? Cu cât mai repede, cu atât. Da. Vedem, știți cum, din punct de vedere disciplinar și financiar, vedem cum se derulează lucrurile. Eu sunt originar din orășelul Ocnița, de la nord. Am locuit în America 7 ani jumate, am activat în cadrul unui casino, da, în calitate de supervisor la 2 departamente, de Valet și Bellman. Respectiv am acumulat niște finanțe care încet au fost investite, da, și undeva valorificate, pe unde corect, pe unde nu corect, dar greșelile ne învață. Da? De roșii, castraveți și respectiv spompa apa din acumularea asta de, da, artificială și să de acum să iriga, deci toată plantația asta care era pe timp. Și acum ce o să fie? Acum azi noi îl menținem, da? Nu are probleme cu apca, dar ne-am făcut mai multe fântâni și le pompăm. Tot pompăm apă mereu ca să ne ținem apa de bază. Aici sus, peste dealul ăsta, se primește că e vila prezidențială, Condrița, da? Și toate izvoarele de la Condrița vin în vale la noi spre Olmu, da? Întrucât s-au mai făcut mai multe plantații acolo, au blocat și de acum nu vine apa și suntem nevoiți de sinistrători să facem mai multe fântâni și să le menținem.